Bun găsit, stimați prieteni, la proces verbal, vă spune Bogdan Enache. Ne aflăm în centrul orașului, dragi prieteni. Ploiești, un oraș fără pistă de biciclete, cu toate că mulți ne-au promis. Ploiești, un oraș cu autobuze parțial vechi. Ploiești, un blocaj care nu stimulează transportul public în comun. Mă refer la o bandă separată. Ploiești, un oraș care nu a făcut aproape niciun drum, de fapt niciun drum nou în ultimii 10-15 ani. Iar se tot vorbește de faptul că stăm, traficul din Ploiești a ajuns să semene foarte mult cu cel din București. Peste 5-10 ani cu siguranță îl vom depăși. Deja în anumite ore de vârf se stă foarte mult în trafic. Alături de mine se află domnul arhitect Răzvan Enescu. Vă salut, domnule arhitect. Ploiești, un centru prietenos. Prietenos, dar nu cu cetățenii. Cetățenii. Da. Spuneți-mi, vă rog, ați venit cu o idee. Orașul semafor, Ploiești, oraș semafor, ne aflăm chiar în centrul orașului, oraș intersecție, scuze. Oraș intersecție, da. Semafor e aici, de-aia mi-am pus și... Este din Berlin. E Berlinul, da, dar am pus, domnule, poate facem și noi drumuri noi. Spuneți-mi, vă rog, această intersecție de la Tache Ionescu, pe aici trecem toți. Dacă venim de la București, vrem în vest sau vrem în Malul Roșu sau în 9 Mai, o luăm pe aici, fiindcă pe centura uneori este foarte, are traficul intens. Spuneți-mi, vă rog, ați venit cu această idee nouă, orașul intersecție, și v-am invitat aici, pe teren, ca să ne arătați concret care ar putea fi soluțiile, astfel încât Ploieștiul să aibă un centru pietonal, este un aspect chiar foarte important, cum are Sibiu, cum au făcut alte orașe, da? Și pe de altă parte să defluidizăm traficul. Știu că sunt două teme grele, le-am zis repede așa, dar... Păi, în primul și în primul rând, această intersecție, da, este, toată lumea o percepe ca cea mai importantă, intersecția centrală a orașului, nu este prietenoasă nici pentru mașini, se vede, deși suntem într-o zi... Noi filmăm sâmbăta, da? Este filmat sâmbăta și nu este trafic, deși suntem sâmbăta, nu este prietenoasă nici pentru mașini, nici pentru pietoni. În momentul de față, dacă am vrea să bem o cafea în centrul orașului, cum fac cetățenii din Sibiu, n-am putea. Este un trafic infernal, o gălăgie, nu este un loc prietenos pentru noi. De aceea, una dintre propunerile mele este să creăm un pasaj subteran și o dală urbană, o piațetă în această zonă frumoasă a Ploieștiului. Dală urbană, spuneți dumneavoastră arhitecții. Așa, am dală înțeles. Urbană, așa. În care să avem cafenele, în care să avem locuri în care să ne distrăm, în care să lăsăm copiii să alerge. Să alerge fără teama că... Exact, exact. În momentul de față, gândiți-vă, eu am o fetiță mică, dacă în momentul de față aș fi cu ea de mână, mie mi-ar fi frică să nu ajungă în fața mașinii. Da. Da, da. Este o problemă foarte mare. Noi de-aia, în momentul de față, sunt oameni care, într-adevăr, sunt în momentul de față, pentru că este o vreme foarte frumoasă, sunt oameni în centru. Dar, credeți-mă, sunt în trecere. Sunt în trecere spre ceva. Nu ai motiv să rămâi aici. Exact, exact. Asta este important. Un centru trebuie să atragă, să țină oameni în centru. Noi, în momentul de față, trecem prin și centru. Și cum poate Ploiești să aibă un centru ca cel din Sibiu sau cel din Brașov? În primul rând, sau este misiune imposibilă și o dăm pe istorie, o dăm pe oraș muncitoresc, o dăm că, domnule, avem conducte subterane și așa mai departe. Haideți să ne uităm la celelalte centre. Cum spun, uite, de exemplu în București avem centru vechi, faimosul centru vechi. Eu vă spun că acum 20 de ani, când începeam facultatea, pe acolo treceau mașini. Ăla nu era un centru în care mergeau oamenii să bea cafea, să se distreze. Nu, ăla era un loc unde mergeau mașine să ducă rochile de mireasă, să parcheze acolo. Nu era un loc prietenos pentru cetățeni. Bun. În momentul de față vin turiști, stau acolo. Efectiv este un centru care atrage cetățenii și turiștii, bineînțeles. Ploieștiul are nevoie să scoată în primul și în primul rând mașinile. Eu o spun și o subliniez acest lucru și vreau toată lumea să înțeleagă acest lucru. Eu sunt... să zic, dependent de mașină. Și în sensul profesional că am nevoie de ea și îmi place foarte mult să conduc. Dacă cineva ar veni cu asta, scoate mașinile din oraș, credeți-mă că aș privi așa, cu un semn de întrebare. Ei bine, nu doresc să scoate mașini, ci pur și simplu să le lăsăm să circule, dar pe dedesubt. Să creăm un pasaj. Adică, concret, domnule arhitect, concret. Propunerea mea pentru ploieșteni este un pasaj care începe în zona poștei, da, mari, așa, deja în fața cinemascopului vom intra dedesubt și să ieșim după traversarea de la Parcul Foamei, cum se spunea, Parcul Toma, da, Socolescu,
până deci după la catedra. Palatul Culturii. După Palatul Culturii. Avem o rampă de vreo 120 de metri, un pasaj de 450 de metri. Nu este wow, adică nu inventăm avionul. Nu este wow, credeți-mă, cei din Oradea au făcut 7 pasaje acum, de curând. Deci cei din Oradea sunt în fața noastră, de 7 ori în fața noastră. Eu o propun de 7 ori mai mică decât au cei din Oradea, în primul și în primul rând. Și în al doilea, credeți-mă, costurile pentru un astfel de pasaj, nici măcar pentru Ploiești, nu sunt foarte mari. Deci, 210 dar... milioane de lei. Atât ar costa această investiție. Deci 40 de milioane de euro, 42? 40 ceva de milioane de euro ar costa. Atât investește Consiliul Județean în maternitate. Adică nu este, apropo de surse externe, fiindcă dacă nu apelăm la bani din surse externe, evident că arată proiectul cum arată acum, fiindcă nu a accesat fonduri externe în prostie, evident, cum să zice. Evident. Pe infrastructură mare, de exemplu, sunt alte orașe care pe POIM, da, infrastructură da? Mare, investesc bani în așa ceva. Bun, deci asta spuneți așa, venim de la Gara de Sud, da. Intrăm un pasaj în dreptul Cinemascopului. În dreptul Cinemascopului și ieșim, să zicem, pe la 7 etaje, vom începe deja să ieșim, traversarea din fața parcului Tomas Ocolescu și după aia, după 7 etaje, vom ieși exact în intersecția de la Sfântul Ioan. Vă dați seama că cei mai mulți care ne urmăresc acum spun, domne, un arhitect care visează. A început Răzvan Enescu să viseze cai vers pe pereți, fiindcă pare, adică pare misiune, hai să nu zic imposibilă, grea. Este o misiune grea, dar noi, ca să dezvoltăm orașul, trebuie să venim cu idei inovatoare. Trebuie să deschidem fereastra un pic, să aducem niște aer proaspăt, niște proiecte proaspete. Dacă venim cu asfaltări și cu strângere de gunoi, nu cred că așa ne vom dezvolta ca oraș. Bun. Deci aici așa și iar cei care vin de pe Tac Ionescu spre cei Hotel Prahova, sunt două variante. Bineînțeles că aici trebuie făcute niște studii de trafic. Două variante. Lăsăm strada Tac Ionescu cum este și vor fi două bretele. La un moment dat se vor uni într-un sens giratorii și vor intra pe dedesubt sau găsim supraterane vor fi, da? Supraterane la în prima fază. Supraterane sau facem dreapta de pe Tac Ionescu, da? Și vom merge spre Poșta Mare, acolo va fi preluat tot traficul și tot printr-un pasaj subteran se va face ieșirea spre Hotel Prahova. Acest pasaj va fi supraterian și spre Prahova? Subteran spre Prahova. Deci sunt două variante pe care eu personal le am în cap, asta depinde și de fezabilitatea acestor soluții. Bineînțeles, se va face un studiu de fezabilitate care va demonstra care variantă este cea optimă. Și bineînțeles, în acel moment vom alege varianta optimă. Varianta cea mai conservatoare este doar un pasaj cu varianta conservatoare este pentru cum este. Ah, pentru dumneavoastră. Pentru mine. Bineînțeles că va trebui să facem, este absolut obligatoriu, să facem și 300 de locuri de parcare. De ce facem 300 de locuri de parcare? Pentru că în momentul de față avem mașinile lăsate. Uitați-vă pe Tac Ionescu cum arată această stradă. Noi acolo, dacă micșorăm strada la două benzi și băgăm toate parcările dedesubt, strada aceea va fi o stradă extraordinară, unde și cei de la Berbec vor putea să aibă o terasă, va fi extraordinar. Dar stați puțin. Deci, ca să vedem, finalitatea. Așadar, pe aici vor circula pietoni. Aici vor circula pietoni. În momentul de față... Da, deci acesta, cum e până la central acum, sau până la Cinemascop, tot în spatele nostru, nu vor mai exista străzi pentru mașini? Nu. Nu. Vor exista copii cu biciclete, oameni care vin aici să petreacă timpul liber. Deci de la Parcul Foamei până la Poșta Mare... Nu. Până aici la Cinemascop, până la Cinemascop va începe pasajul. Până la Cinemascop, da. O zonă fără mașini. Fără mașini, fără gălăgie, fără... Bun, vă dați seama că oamenii, adică ne trebuie timp, că nu veniți cu un proiect propun să asfaltăm nu știu ce stradă sau să creăm o stradă nouă. Veniți cu un proiect care va implica foarte mult care implică foarte mulți bani într-adevăr, pentru Ploiești. Într-adevăr. Și implică deranj. 5 ani de zile, ploieștenii, în primul rând, vor privi cu scepticism, apoi un an, doi, vor fi deranjați cei care stau în această zonă, dar credeți-mă, generațiile viitoare ne vor mulțumi. Dar nu și noi, celor nu, care nu vom... Că mie îmi place proiectul, dar aș vrea fără să, adică să plecăm din oraș cât timp durează lucrările, să ne întoarcem și să spunem, domne, ia uitați ce centru. Traficul va putea fi preluat de organizare de șantier. Acum așa mă duc în zona aia foarte tehnică și foarte neplăcută, dar organizare de șantier va putea să preia traficul. Bani asta de nu unde? E un problem. Bani, repet, fonduri europene, oricum este singura noastră șansă ca ploieșteni să ne dezvoltăm, bani, fonduri europene.
Și vă dau un exemplu. Brașovul, în momentul de față, Ploieștiul are un buget de 845 de milioane, Brașovul are 1 miliard 900. Brașovul e un pic mai mare decât Ploieștiul. Haideți să vă spun un lucru. Brașovul are 3 miliarde de lei proiecte în derulare din fonduri europene. 3 miliarde de lei. 600 milioane de euro. Da. Acest pasaj ar costa 200 de milioane. Adică ar fi o nimica toată. Pentru Brașov ar fi o nimica toată. De ce pentru Ploiești trebuie să fie o investiție de neimaginat? Vă mai provoc cu un alt subiect. Parcări în zona centrală a orașului. S-a tot vorbit, inclusiv actualul executiv vorbea despre parcări sub Parcul Foamei, au rămas vorbe. Bun. Se parchează cum se parchează, spre Hotel Prahova e întreagă nebunie, la Prahova acolo în față. Bun, unde poate fi Ploieștiul, unde putem noi să construim o parcare subterană sau supraterană? Eu prefer sincer subterană. Costă mai mult, dar salvăm terenul. Bineînțeles, și arată și mai bine. Haideți să fim serioși. Parcarea din spatele galerilor nu arată foarte bine. Nici mie nu mi se pare. Bun. Da, bun. Așa. Au ocupat terenul, au ocupat. Evident. Și plus că centrul oricum este foarte aglomerat. Ploieștiul la modul serios, plauzibil. Unde putem noi să construim? Păi, în primul rând, în această zonă. Unde? În această zonă dedesubt. Sub noi, unde vom face pasajul, va putea fi accesul către parcare, sub Parcul Foamei, da? Deci noi trebuie să construim aproximativ 300 de locuri de parcare. Apoi, în zona Hotel Prahova, acolo și mai de mult a fost propus un astfel de proiect, și în zona halelor centrale, acolo este deja un proiect, este un pus deocamdată la nivel de pus. Lăsați că proiectul ăla e supraterană, unde au fost la pentru halele centrale. La asta aveți proiectul acela cu transformarea halelor centrale în hub cultural. Vroiam să vă întreb așadar, dumneavoastră spuneți subteran, locuri de parcare subterane. Subteran, sub piața care eu o propun să fie construită în spatele halelor centrale, sub acea piață. Suprateran, bineînțeles, nu sunt neapărat de acord în actualul proiect al primăriei și la Hotel Prahova o parcare subterană. La Hotel Prahova? La Hotel Prahova. Să mergem acolo. Din acolo este o zonă adiacentă, tot centru, nu știu cum să zic, și poate și acolo putem să, astfel încât să înțelegem cu toții cum poate arăta din punctul de vedere al unui arhitect un centru orașului, o Ploiești, în viitor. Asta spuneți că lucrurile per total pot dura undeva la 2-3 ani în general, dar bineînțeles pot fi făcute și mai repede. Ne revedem imediat, mergem la Hotel Prahova. Ne aflăm, dragi prieteni, la hotel, în fața hotelului fost Prahova, Plața Hotel. Am văzut niște imagini în vremea comunismului cu hotel Prahova, de-aia mi-a rămas denumirea. Noastră spuneți aici, domnule Enescu, că unde sunt parcările, sunt și jos, toți ploieștenii știu, sunt parcate mașinile, în zona aceasta vedeți o parcare subterană. 200 de locuri ar fi ideal. Aceste locuri ar prelua nu doar parcarea din fața hotelului, dar ar prelua toată strada, da? Adică știți foarte bine și unde este. De fapt și proprietarii ar putea să-și lase mașinile. Să-și lase mașinile în subteran, în primul și în primul rând, apoi. În baza unui abonament prietenos. Prietenos, evident. Pentru evident. Cei care stau aici. Evident și bineînțeles, nici costurile pentru toate parcările subterane să nu fie atât de mari, că să nu fie tentați oamenii totuși să-și lase mașinile la suprafață. Evident, în momentul în care noi vom crea aceste 200 de locuri de parcare, vom elibera toată zona aceasta de parcare care duce spre Tache Ionescu. S-ar face 4 benzi, de fapt, aici. S-ar face și pe Tache Ionescu tot 4 benzi. Bineînțeles. Și ar mai fi un lucru, adică noi am putea să folosim toată zona aceea de parcare pentru a mări trotuarul, să punem niște, să arate totuși a stradă de oraș de centru, să plantăm niște copaci, adică să lăsăm fluxul de mașini, dar să scoatem partea de parcare. Vor apărea voci care vor spune, mai vorbeam cu dumneavoastră pe acest subiect, domne, sub Ploiești sunt multe conducte, ce facem cu ele, ce zice domnul Enescu, sunt avioane, nu se poate. Care este soluția între arhitectul Răzvan Enescu? Păi, haideți să ne uităm la alte exemple, da? Haideți să ne uităm la București, la 60 de kilometri, da? În piața Universității, unde, pe lângă faptul că avem rețele
zic eu, mai mari ca dimensiuni decât în Ploiești. Avem și metrou, da? Și avem și o zonă cu arheologie deosebită. Acolo a fost construită o parcare cu 3 niveluri subterane. Se poate, adică soluții tehnice există. Evident, dacă vor fi identificate rețele sau rețele de care nu se știe sau se cunoaște poziția aproximativă a lor, mutarea lor va implica niște costuri. Dar aceste costuri sunt suportate, bineînțeles, prin proiectul mare pe care l-am propus, ori prin, dacă vorbim de pasajul din centru, din fața hotelului central, prin POIM sau prin axa de finanțare, vor fi suportate în momentul în care va fi realizat. E un proiect wow, vă spun sincer că mie îmi place. Cred că și cei care ne urmăresc spun, bă, ce bine ar fi. Dar oare o fi posibil sau sunt doar promisiuni? Ploieștiul nu va avea din nou bani, de unde cât ne vom împrumuta, nu ne împrumută nimeni de fapt cu această sumă. Nu-i adică, vorba de adică ne-am pierdut încrederea că se mai pot face investiții majore, proiecte majore, că ce am vorbit noi și mai devreme în centru, e un proiect major. Noi trebuie să mergem cu proiecte majore în fața, nu în fața cetățenilor, noi trebuie să mergem cu proiecte majore în fața autorităților naționale. Noi trebuie în momentul de față să iasă și Ploiești să scoată capul la suprafață. Celelalte orașe fac acest lucru și au curajul să facă acest lucru. Și bani există, pe mine asta mă doare. Bani există. În momentul de față, Ministerul Dezvoltării și Uniunea Europeană întreabă, nu o interesează pe ei, dar spun, domne, în Ploiești de ce nu se întâmplă nimic? Nimeni nu vrea în Ploiești să facă nimic. Adică, Nu știm, nu putem. De ce alte orașe pot? În momentul de față... Deci care e explicația dumneavoastră? În momentul de față, gândiți-vă că noi avem în Sinaia, avem un proiect în care se dorește un pasaj subteran, da, să ajungă într-o parte. Adică, credeți-mă, în momentul de față, acela este chiar un proiect mult mai complex din punct de vedere... Da, la Sinaia se va face sigur. Asta! Deci, emisiunile de acolo și modul și realitatea din Sinaia mă fac să spun, răspicat, că în Sinaia se va face acel pasaj. Da, Ploiești am reticențe. M-ați întrebat de ce nu se face în Ploiești. Incompetență. Incompetența administrației, incompetența Departamentului de Accesare de Fonduri Europene. Gândiți-vă că noi în Ploiești aveam niște proiecte foarte importante. Da? Aveam prelungirea străzii Cantacuzino pe la podul, așa zis, podul înalt. Da? Până spre Selgros, adică aveam strada Libertății, da? Care degreva foarte mult traficul din Ploiești și dezvolta orașul, adică erau niște proiecte deja semnate. Și cu toate acestea, ele nu se întâmplă. Nu se întâmplă pentru că primarul... Nu s-au întâmplat și nu se întâmplă. Primarul actual n-a avut o prioritate din accesarea fondurilor europene, iar Departamentul de Fonduri Europene este pur și simplu incompetent. Apropo de trafic, Eu am opinia mea, tocmai bazându-mă pe alte exemple, că Ploieștiul nu are nevoie de asfaltări, să asfalteze drumuri, are nevoie de drumuri noi, exact. Nu nou asfaltate, ci de drumuri nou create, exact. De la punctul A la punctul B. Strada Libertății, gara de vest, gara de sud, da? Care ar defluidiza traficul, este un proiect blocat. Exact. Actualul executiv, actualul primar spune, domne, era studiu prost, proiectul prost. Vă propun să mergem acolo și cu ochii dumneavoastră de specialist să ne spuneți care este problema, fiindcă de fapt toți oamenii care ar intra de la București, că lucrează foarte mulți în București și ar avea treabă în vest, n-ar mai traversa tot centru ca să ajungă, sau Malul Roșu, să ajungă la acasă. Bineînțeles. Ar trece direct... Bineînțeles. Plus că ar degreva o intersecție răufamată din punct de vedere al traficului, Ciuceanu. Ne revedem, dragi prieteni, pe Strada Libertății, ce nume ciudat. Strada Libertății care nu există, să sperăm că va exista. Este un proiect care are finanțare, obținut finanțare și despre care e un teren plat, toată lumea credea că se va face. Ne vedem acolo imediat. Ne aflăm, dragi prieteni, în Ploiești. În spatele meu se află Strada Libertății, sunt acolo, parcă e semafor, sunt niște gunoaie, de fapt. Să nu vă calce trolebuzul, domnul Enache. Să ne dăm, uitați, pista de biciclete. Da, dați-vă, da. Vă rog, că vine. Da? Uite, iată, că vine. Iată, pe partea cealaltă era, dragi prieteni. Este de-a dreptul, deci pe aici, ce vedeți nu e ceea ce credeți. Că de aici, de fapt, este o stradă
care face legătura cu gara de sud. Cu gara de sud, da? Două benzi de circulație pe sens, da? Trolebuz, da? Așa, și legătură cu viitorul cartier care va fi construit pe fosta platformă Columbia sau Astra 2. Lângă noi se află acolo, în dreapta mea se află Astra 2. Da? Atenție, atenție, da. Am aici în mână puzul pentru, da, acest cartier. Da, într-adevăr, aici e o glumă, nu este Strada Libertății, dar cartierul acesta se va face, pentru că puzul este în momentul de față. Da, puzul este în momentul de față în dezbatere publică pe site-ul primăriei. Mi-a tras atenția ceva. Deci, stradă și pista de biciclete, Strada Libertății, vedeți, e spatele meu, și pista de biciclete. În schimb, mi-a tras atenția altceva, pugul municipiului Ploiești, sinteza, fiți atenți, sinteza analizei, disfuncționalităților și potențialul de intervenție. Mi-ați povestit că așa e la facultate. Da. Da, fiindcă în realitate, deci toată aia este acoperită, toată această sintagmă e acoperită de această realitate. Domnule arhitect, acest drum nu trece prin munte, nu, trece prin deal, este la câmpie. Printr-o platformă industrială părăsită, practic. Adică în momentul de față nici exproprieri nu mai este s-au nevoie făcut să faci. S-au fost făcute. Deci au fost cheltuiți bani. Da? Da. Nu este un drum greu, nu, de asfaltat. Nu. Am înțeles că au fost niște probleme. Despre ce vorbim, că nu suntem în stare să facem nici acest drum? Eu prima dată am văzut acest puz, cred că sunt 10 sau chiar 15 ani când am văzut prima dată. În prima variantă a puzului era vorba să se construiască o linie de tramvai, adică să se construiască un bulevard cu două benzi pe sens și o linie de tramvai, adică să se continue 102, să ajungă până la gara de sud, așa, un inel, exact, un inel feroviar al Ploieștiului. Cum au multe orașe. Au multe orașe și ar fi fost extraordinar de bine. Bun, s-a renunțat la această variantă, s-a mers tot pe transport electric, s-a mers pe trolebuz, s-a obținut finanțarea europeană, adică puzul a trecut, s-a obținut finanțarea europeană, s-a semnat contractul, s-a schimbat administrația, a venit domnul Volosevici. A plecat domnul Dobre, care semnase contractul, a venit domnul Volosevici în același partid, la vremea respectivă, și domnul Volosevici acum n-a mai făcut nimic. Spune că existau probleme tehnice. Eu aici vă spun sincer și întreb pe arhitectul Răzvan Enescu. Eu nu înțeleg asta cu probleme tehnice. Pentru a face, sunt bani europeni. Erau bani europeni. Da. Nu trebuie un SF. Iar la Ploiești SF nu înseamnă un studiu de fezabilitate. Nu înseamnă, science fiction, clar. Da. Da. S-a făcut un studiu de fezabilitate. S-au făcut tot felul de PT-uri, MT-uri, CT-uri și așa mai departe. Cum se poate să ai probleme grave după ce faci toate acești pași tehnici? Păi haideți să vă dau eu un exemplu, să vă spun de ce aceste probleme sunt false. În stânga noastră, da, avem, unde am spus mai devreme că este rafineria Columbia, avem niște rezervoare de petrol. Terenul este infestat cu petrol. Sunt probleme de mediu foarte grave. Care ar putea fi rezolvate, mă scuzați, nu, în paranteză. Nu, care vor fi rezolvate de un privat. Deci un privat cu resurse financiare enorme, că nu costă puțin. Exact, cu resurse financiare enorme, va rezolva o problemă mult mai mare, pe un teren mult mai mare, dar primăria nu este în stare să rezolve probleme mai mici, pentru că pe partea aceasta nu sunt acele rezervoare. Noi nu traversăm acele rezervoare, noi doar traversăm marginea fostei rafinerii. Așa că ei sunt în stare să rezolve problemele de mediu, să transforme terenul într-unul construibil și să facă, bineînțeles, o investiție. Noi, primăria, nu suntem în stare să facem acest lucru, deși aveam bani europeni și aveam sursa de finanțare aprobată. Credeți-mă, în momentul de față, primarul ar fi trebuit să facă un singur lucru. Sau, când a preluat mandatul, ar fi trebuit să facă un singur lucru. Ăsta să fie proiectul zero. În fiecare dimineață, când intra dimineața în primărie, când spune dumneavoastră la ora 5 sau la cât ajunge în primărie, când intra în primărie, trebuia să întrebe: domne, unde, ce se mai întâmplă cu Strada Libertății? Azi așa, mâine așa, în fiecare zi, și să facă Strada Libertății. De ce e așa important din punctul nostru? Este foarte importantă pentru că ar dezvolta această zonă și ar decongestiona traficul în două intersecții problematice, Cioceanu. Da, e nebunie acolo. E nenorocire și, din păcate, au fost realizate tot felul de investiții imobiliare
Bun, este normal să dezvolte orașul și din punctul meu de vedere, da, sunt necesare aceste investiții imobiliare, dar au aglomerat din ce în ce mai mult intersecția la Cioceanu și o altă problemă este și intersecția de la podul Mărășești, care, bineînțeles... Podul înalt. Nu, de la Mărășești, de la West Mall. De la, da? Pasaj. De la pasajul Mărășești. Este într-adevăr și aceasta o problemă. În general, se aglomerează această intersecție, e și prost construită, dar, pe de altă parte, dacă noi am realizat această legătură, da, am rezolvat și problema... Și cred că s-ar dezvolta și economic. Bineînțeles că s-ar dezvolta economic, pentru că, gândiți-vă, câte s-ar putea face în această zonă. Și se vor face. E imens, un teren imens. Este un teren gigantic. Pentru Ploiești, adică nu mai sunt terenuri, iar aici este un teren... Și gândiți-vă că este aproape de centură, aproape de autostradă. Bineînțeles că vor fi oameni care vor avea interes să se mute aici, să investească aici. Da. Pentru că sunt și aproape de București, aproape de Gara de Vest, aproape de căile de comunicare. Ar fi extraordinar să dezvolte această zonă. Îmi cer scuze că vă întreb acest lucru aici. Mai am o ultimă întrebare, fiindcă tot am văzut mai devreme pistele de biciclete. Am uitat să vă întreb în centru, a rămas suspendat subiectul. De ce la Ploiești pare misiune imposibilă să facem piste de biciclete? Adică s-au promis piste de biciclete și în 2020, toate partidele. N-avem una. Mă refer să poți să pui, ai copilul, stai la nord, să vase la Mihai Viteazu, în siguranță să ajungă pe bicicletă. Pentru sănătate, pentru un oraș mai puțin poluat și așa mai departe. Păi unde să le punem? Avem drumurile astea, unde să le punem? Când avem nevoie să parcăm mașina de stânga și de-a dreapta șosei, unde să le punem? Bineînțeles, sunt ironic în momentul de față. Trebuie refăcute pistele de biciclete. Exact. Făcute, nu refăcute. De ce trebuie făcute pistele de biciclete, într-adevăr, și refăcute străzile, astfel încât să poată să fie puse și aceste piste de biciclete. Și mai puțin, afară cel puțin, așa este, din ce în ce mai puțin loc pentru mașini. Mai mult loc pentru mijloace de transport în comun și pentru bicicliști. Da, eu nu aș merge chiar în această direcție să scoatem total mașinile. Eu sunt în continuare, subliniez acest lucru, eu sunt pentru a păstra mașinile în oraș, bineînțeles, nu peste tot. Dar uitați-vă în Ploiești, da? Este un oraș cu un trafic aglomerat, dar nu se compară cu București. 16 pe 18, am început să ne compare un intervalul ăsta orar. Exact, dar gândiți-vă că în Ploiești, principalele zone aglomerate sunt în intersecții. Străzile, da, nu sunt așa aglomerate. Republicii nu e niciodată aglomerat, este aglomerată doar intersecția, capetele. Da? Da. Bulevardul este aglomerat, între Piața Mihai Viteazu și Sfântul Ioan, capetele sunt aglomerate. În general, cele trei benzi de circulație nu sunt aglomerate. Da? Problema este, în general... Ieșirea, că tot îmi ridicați mingea la filon sau mă provocați, dar de la Piața Mihai Viteazu până la intersecția la nord, sunt uneori aproape că ajunge aici la două tramvai. Într-adevăr, dar de ce sunt aceste aglomerații? Lipsa de parcări. Uitați-vă de fiecare... Punem repede pe avarii. Punem și pe avarii, ne ducem până la farmacie. Un minut. Am blocat tot traficul. Și cred că mai este un aspect, poate reușim, poate vom vorbi cu o altă ocazie, și anume semaforizarea. Semaforizarea inteligentă în Ploiești este proastă rău. Este foarte proastă. Nu știu unde e inteligența, dacă a avut-o și a pierdut-o cu totul și a devenit proastă, dar proastă rău. Adică la un moment dat e pusă în pericol și circulația rutieră. Evident. Din cauza acestei semaforizări. Spectaculos acest drum, trebuie să recunoaștem. Este. Proiect european, dragi prieteni, semnat în urmă cu 4 ani de zile, nu? Cu mai mult de 4 ani de zile. Au fost mai mult, aveți dreptate, că au fost și expropriere, au fost și studii, au fost și... a venit noua administrație, a zis nu e bine, stați că avem probleme. S-au pierdut, acum am înțeles, cu fazări, refazări, da, mama refazărilor. Gândiți-vă un lucru, tocmai realizarea acestui proiect și că domnul primar a reușit să facă acest proiect, îi va asigura un mandat nou. Vă mulțumesc, domnule Răzvan Enescu, pentru participare. Aici punem punct acestei ediții a emisiunii În Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!